Și am scris totdeauna numai atunci când m-a durut. Prin scriere, prin creație, eu am învins durerile. La regimul bolșevic, care a mutilat și a corupt și a distrus o mulțime de talente. De ce mi se ia vederea? Mi se reduce vederea în afară, ca să mi se deschidă vederea în interior, să văd ce sunt eu, ce am fost eu. De ce mi se astupă urechile? Pentru că am auzit destul. O lume întreagă înțelegea, tu nu mai înțelegi. Tu nu mai înțelegi. Prima și unica revistă online pentru femei din Moldova, Unica.md, vă propune și astăzi podcastul Maestro, ajuns la episodul 4. Tradițional, mulțumim din start partenerului nostru, vinăriei Maestro Wine, pentru participare. Mulțumim de asemenea teatrului Alexi Matievici pentru gazdă ospitalieră și confortabilă și interpretului și autorului de muzică Sergiu Țurcanu pentru costumul muzical al emisiunii noastre. Despre invitatul meu de astăzi. Dacă am considerat că fiecare an pe care l-a trăit este un volum sau o carte, atunci viața lui se înscrie în 90 de volume, o enciclopedie întreagă. Invitatul meu de astăzi este un soț model care stă cu chirie din a doua căsătorie. Invitatul meu de astăzi consideră că cel mai tragic pe lume și pentru istorie și pentru omenire este dorința de a face război. Și invitatul meu de astăzi crede că nu trebuie să avem frică de viitor, pentru că viitorul este în mâinile lui Dumnezeu. Și înainte să-i rostesc numele, iată, într-un fel, portretul lui muzical. Prieten, prozatorul, eseistul, traducătorul, scriitorul și jurnalistul, deputatul în primul parlament al Republicii Moldova, legendarul maestru Vladimir Beșleagă. Hristos a înviat și bine ați venit! Adevărat a înviat, mulțumesc pentru invitație, să vedem ce urmează. Urmează lucruri foarte frumoase, domnul Beșleagă, așa precum este viața dumneavoastră, sau nu-i frumoasă? Abia acum îmi dau seama cât de frumoasă și de sofisticată a fost. De ce a fost? Ea și este? Este. Este adevărat că ați spus că nu ați crezut vreodată că veți ajunge până la 90 de ani. De ce? Absolut. Nici la 40 mă gândeam. Pentru că așa era media vieții. Foarte redusă. Dar s-a întâmplat un miracol și mulțumesc lui Dumnezeu. Și miracolul acesta vine doar de la Dumnezeu? Vine de la Dumnezeu, dar vorba populară, Dumnezeu dă, dar în traistă nu pune. Trebuie și singur să mai faci niște eforturi și să cauți de sănătate. 90 de ani este o vârstă
destul de serioasă. Serioasă și responsabilă. Uh-huh. Pentru că toți se uită la tine și zic, ia băi, să vedem eu... Ăsta mai trăiești încă? Mai trăiești, să vedem eu ce dă din trânsul. Și de asta m-a invitat și dumneata să vadă lumea, să audă ce mai dă el din trânsul la vârsta asta. Cum să facem, domnul Beșleagă, ca să trăim mult? Așa ca dumneavoastră. Ca să trăim mult, în primul rând, trebuie să fii un om drept și curat și la suflet, vertical. Pentru că toate relele încep de la om și se termină la om. Nu lumea îl face rău, da. Nu alții, el singur se face pe sine. Și depinde cum își trăiește viața, cât de frumos și drept, cu atât Dumnezeu îi dă zile mai multe și sănătate mai multă. Al doilea moment este că, așa cum viața omului se sfârșește odată și odată, eu am avut întrebări din felul ăsta. Și zice, cum dumneata nu te temi de moarte? Dar eu zic, nu mă tem, de aceea pentru că eu pe parcursul vieții mele am avut cumpene asemenea morții. Eu am avut praguri, încercări, dureri atât de mari, încât ele erau mai mult decât moartea. Și iată am rămas, am suportat și am rezistat și am trecut. Eu cred că moartea se teme de mine. Pentru că eu am murit de 3 ori și știu ce e asta și eu nu mă tem de dânsa. Ia să teme de mine. Este adevărat că ați încercat să vă sinucideți la 17 ani când v-ați aruncat pe movila aia de grâu? Da, problema este următoarea, domnule Andrei. Eu am avut întâlniri cu elevii, cu liceienii, cu adolescenții, da. Și totdeauna m-au întrebat și eu le spun așa, dragii mei, copii, nepoți, strănepoți. Viața omului este o încercare, este cu plină de praguri, de treceri, de cumpene, de primejdii. Și primele primejdii care vin asupra omului în viața lui este adolescența. Când copilul devine conștient de sine, când copilul începe să înțeleagă, adolescentul de acum sau aproape tânărul, începe să înțeleagă lumea, viața, familia lui, neamul și ajunge uneori să-și dea seama că lumea asta nu este aceea care ar fi vrut el să fie, că neamul lui nu este acela pe care el și-l ar fi dorit, că el însuși nu este acela care ți-ar vrea și atunci adolescentul de cele mai multe ori, dacă este o ființă conștientă, evoluată, ajunge la concluzia. Dar oare faci să trăiești viața asta? Și iată, vreau să vă spun că aceste momentul pe care l-am trăit eu și despre care i-am amintit a fost real. Pentru că eu atunci mi-am dat seama cine sunt eu, de ce am apărut pe lume, cine au fost părinții mei, cine sunt, cine au fost bunei. Și mi-am dat seama că eu nu am dreptul la viață. Și am supraviețuit, am trecut. Dar vreau să-ți spun că printre adolescenți, sinuciderile adolescenților sunt un fenomen foarte elocvent, care demonstrează mult ce este lumea în care intră ei, cât e de acceptabilă această lume, cât e de potrivită pentru viața lor. Și nu doar de motiv că lumea care, în care trăiesc adolescenții despre care vorbim nu este așa cum și-ar fi imaginat și-ar fi dorit ei, dar ei mai e o problemă, că ei nu sunt acceptați și înțeleși de părinților, de cei maturi. Da, eu am avut și eu un fiu care a terminat-o la 24 de ani sau la 23 și ceva. S-a sinucis? Da. Dar a avut alte motive, acum a trecut de adolescență, urma să-și formeze o familie și s-a întâmplat ceva discord între el și aleasa lui și el și-a curmat zilele. Așa că chestia asta este foarte complicată și este frecventă. Iubirea care vine peste om este cea mai mare încercare
a vieții. Adolescentul se răvășește, se răstoarnă totul și cea mai elocventă operă de artă care a existat până astăzi este Suferințele tânărului Werther. A lui Goethe. Goethe, da. Asta a fost. Și eu am, care cunosc germana, am citit și alți autori din epoca lui. Cartea lui Goethe a declanșat o epidemie, ca să zic așa, o modă de sinucideri. Deci asta... Mulți au înțeles asta ca o modă. Da, ca o modă, ca o sfidare, ca o sfidare a lumii. A realității. Și ca o realizare a propriei personalități. Despre asta putem scrie o carte, să revenim la ale noastre. Domnul Beșleagă, sunteți decanul de vârstă în mediul scriitorilor. Mai există cineva mai înietate, mai cu experiență? Da, la ora actuală avem câțiva care se apropie de vârsta 90 de ani. Vârsta mea este Spiridon Vanghele, așa, care în vara asta, în iunie, pare mi se, face 90, și la anul viitor Eugenia David face. Avem unul la 92 de ani, este Alexandru Donos, care e ziarist, a lucrat la literatură și artă ani de zile, și cam aceștia sunt. Domnul Beșleagă, eu țin minte că vorbeam cu o longevivă din Chișinău, doamna Kirsanov, din Viță de Nobili. Ea locuiește pe la telecentru pe acolo, locuia, adică avea 103 ani. Și eu am întrebat-o, până la ce vârstă vreți să trăiți? Și i-a zis, măcar până la 105. Din păcate n-a ajuns, a făcut numai 104. Zic, dar astăzi ați mai trăi 100 de ani pe care i-ați trăit? Și i-a zis, nu. De ce? E prea obositor. Eu vă întreb pe dumneavoastră, ați mai trăi 90 de ani de astăzi? Și la întrebarea asta am un răspuns. Sunt sigur. Anului trecut, la 11 octombrie, domnule Andrei, mi-a expirat pașaportul biometric. Așa. Care l-aveam. A trecut o lună, a trecut două, sau și mă gândesc, măi... Să-mi fac sau să nu-mi fac? Să-mi fac alt pașaport. Da. Să mă duc să-l continu și zic, bun, încerc, pentru că am amici la Iași, merg în călătorie, îi vizitez și am nevoie de pașaport. Merg și mă duc la registru. Intru la doamna respectivă, dar ea mă întreabă, dar pe câți ani? Zic, pe 10 ani. Acum ce urmează de aici, ca să fim mai conciși? Dacă eu am avut pașaport 7 sau 8 ani la început și m-am simțit obligat să o întind până la 90, acum eu am deschis un alt deceniu, 10 ani. Dacă pașaportul meu durează încă 10 ani, eu sunt obligat să o întind. Să trăiți. Încă 10 ani. Așa că aici este o chestie. Dar asta la modul ironic. Dar la modul serios, eu vă spun așa. Viața omului nu este nu numai cum vrea Domnul sau natura, dar mai este și cum vrea omul. Dacă omul își propune și își impune un regim de viață și își cumpănește și cântărește forțele, dacă el duce o viață activă, dacă el este deschis lumii, pentru că ce este viața omului? Nu trăiește omul pentru sine, omul trăiește pentru a dărui, a se dărui. Și cu cât te dăruiești altora mai mult, cu atât îți revine. Primești mai mult. Și îți primește și îți renoiește. Și îți renoiește viața. Și eu o să încerc și în continuare să fiu deschis, să-mi dăruiesc tot ce cunosc, tot ce simt, tot ce e frumos. Și în felul ăsta îmi lungesc sau îmi trăiesc viața. Nu este decât o filozofie a vieții, pentru că gândul ăsta l-am citit în mod literar, îmbrăcat în neranțula lui Panaiti Strati. Să dai pentru ca să primești în loc. Deci, în acești 90 de ani, 91 neîmpliniți, ce au fost mai multe? Victorii sau decepții? Sau a fost și altceva? Cel mai important lucru în caracterul omului, axul, este voința.
voința de a fi, voința de a persista, de a rezista și de a merge. Dar încolo au fost multe, multe încercări, foarte multe încercări și dureri mari. Dar am rămas fidel, este ceva care se numește vocea interioară. Uh-huh. Când trăiești între oameni, poți să ai o mulțime de ispite, dar trebuie să asculți vocea ta interioară și să nu o înșeli, și să nu ignori, pentru că ea este esența vieții tale. Ce vă spune acum vocea dumneavoastră interioară? Principiul meu de viață a fost așa: o zi fără muncă este o zi pierdută. Eu, dacă se întâmpla odată să nu pot să lucrez la hârtiile mele, la textele mele, eu eram absolut necăjit și supărat și nemulțumit de mine. Acum ce îmi spune? Îmi spune vocea interioară să-mi dea Domnul zile ca să pot pune la punct, să pot edita, să scoat în lume multele texte care s-au acumulat în ultimii ani. Dar s-au acumulat mii și mii de pagini. Eu acum editez o carte, am pornit să editez o carte de vise. Am avut, de la 2000 încoace, am ținut jurnal zilnic. Și eu sunt omul care experimentez. Și mi-am zis așa, că am avut în viața mea vise foarte mari și foarte interesante, vise profetice. Și cu mama mea când s-a pierdut, am avut vise când, cu jumătate de an înainte, visele mi-au spus ce se va întâmpla cu ea. Și mi-am dat seama că sunt vise profetice. Și mi-am zis așa, ia să încerc eu într-un an, doi, să-mi notez toate visele. Și am notat în 2 ani și jumătate și a rezultat un manuscris de 1400 de pagini unde mi-am notat în fiecare noapte visele care au fost. Cartea viselor. Da. Visele sunt o altă față a existenței omului. Și unii savanți, unii înțelepți spun că viața reală a omului este mai degrabă în vis decât în realitate, dar este încifrat. Visele sunt foarte încifrate. Uh-huh. Și eu, la vârsta mea, acum o să-ți recit un poem, un scurt poem despre vise. E ăsta care l-ați publicat în cartea asta? Nu cred, dar poate este aici. Hai să-l citesc eu mai întâi pe ăsta și pe urmă mi-l spuneți dumneavoastră. Da. Copil mi se păru că viața e paradis. Bătrân am înțeles că nu-i decât infern. Efemeridă eu, tu timpule etern. De astăzi, vezi, mă mut să locuiesc în vis. Când am zis de visuri, mi-am amintit de acest poem. Eu zic, ca să ne tragem respirația, vă propun un strop de vin de la Vinăria Maestro, partenerul nostru, pentru această viață petrecută în vis a dumneavoastră. Mulți ani! Întreagă, înțelegea, tu nu mai înțelegi. Tu nu mai înțelegi. Genial, genial. Nu e zis să nu-mi amintesc versuri de marele poet. Domnul Beșleagă, titlul cărților dumneavoastră, romanelor scrise, sugerează în mare parte profunde trăiri interiorizate. Ia uitați-vă. Durere frântă, sânge pe zăpadă, cumplite vremi, viața și moartea nefericitului Filimon sau anevoioasa calea cunoașterii de sine și așa mai departe. Sunt foarte dureroase, sunt foarte aceste titluri. Eu sunt o fire, cum se spune, aplecată sau
preferințele pentru trăirile profunde, pentru trăirile dureroase. În viața mea, cum v-am spus, încă din adolescență am trăit pentru acea încercare mare de a pleca din viață și mi-am dat seama că viața omului pe pământ este o viață tragică. Omul este o ființă tragică pe pământ. Hai că el nu-și dă seama, sau puțin își dau seama, dar cele mai mari încercări ale omului sunt dureroase. Și în viața mea a fost așa, că după acea încercare, eu mi-am spus că datoria mea în lume este să depun mărturii despre ceea ce a trăit familia mea, despre ceea ce a trăit neamul meu, despre ceea ce a trăit poporul meu. Și mi-am dat seama că cea mai adevărată artă este artă care exprimă tragismul vieții. Și afară de asta, eu ca autor scriam și am scris totdeauna numai atunci când m-a durut. M-a durut tare, profund și prin scriere, prin creație, eu am învins durerile. Deci și cărțile poartă titluri pentru că ele nu sunt cărți de divertisment, de entertainment, de amuzament, dar sunt mărturii ale unor încercări dureroase. Și nu ați scrie niciodată cărți de entertainment, de... Nu. De veselie, nu, de... Nu, n-am scris. Eu am avut perioade în viața mea când n-am editat 10 ani o carte. Eu am avut un caz în viața mea cu Viața și moartea lui Filimon, care a stat 18 ani, nu s-a publicat. Știu. Deci cărțile mele au apărut greu și rar și, și le-am scris doar atunci când m-a durut. Sau romanul istoric. Romanul istoric, eu am lucrat la el 7 ani, m-am documentat, am citit monografii, studii, documente și 2 ani și 2 luni am scris. Tot un caz tragic, cazul tragic al lui Miron Costin, în epoca lui, un om, o minte iluminată care a fost, cum zice, retezată, care a fost anihilată de un om, de un domnitor analfabet, cum zice. Asta e criza. Și asta a fost o replică la regimul bolșevic care a mutilat și a corupt și a distrus o mulțime de talente. Pentru că foarte puțini în perioada sovietică din artiștii noștri au rezistat. Cei mai mulți s-au compromis. Eu chiar ziceam că era anii 70, anii dezmățului lui Brejnev și a lui Bodiu, s-au prea curvit. Prea mulți scriitorii noștri scriau pentru bani ca să le dea și le făcea laude regimului, sistemului, economiei, complexelor de vite, de asta, ca să dea bani, le dădea tiraj și foarte puțini au rezistat. Dumneavoastră ați avut și de... eu aș fi putut să scriu în fiecare an câte 4 romane, dar eu scriam unul la 10 ani, pentru că scriam numai atunci când mă durea și știam că altfel nu pot să rezist. Dar ați avut de suferit din cauza asta, pentru că întotdeauna v-ați opus regimului. Ați fost dat și afară de acolo și de la Eu nu că m-am opus în mod frontal sau direct sau așa. La noi se vehiculează problema. Am avut noi oare disidență în timpul regimului totalitar? Și mulți dintre cei care discută și vor să se producă ei spun că n-am avut, dar eu zic, ba, am avut. Am avut disidenți și politici și în creație. Dacă numai să luăm noi echipa lui Gheorghe Ghimpu sau să luăm fetele cele două, Lidia Neagu și cu colegii care au scris împotriva regimului și au fost judecate, au avut. Și între scriitori am avut, între scriitori cel mai mare critic și vehement opozant a fost profesorul Vasile Coroban,
care a fost un om de mare cultură, de mare verticalitate și de mare principialitate. Iar dintre poeții noștri, Petru Cărare. Petru Cărare a fost cel care de la începutul vieții lui, de la începutul creației lui, de la 22 de ani, a scris împotriva nedreptăților și barbariei regimului. Eu pot să vă recitesc numai un text din cartea lui care a fost dată la cuțit, a fost tăiată în 72, s-a strecurat, nu se știe cum, numai grație faptului că avea un subtitlu, spune așa: oaspe nepoftit, noi avem un hoț în casă, noi cu hoțul stăm la masă, ne-a ieșit mai ieri în cale cu idei și cu pistoale și s-auzi tu noutate, cere ca să-i zicem frate și încă să ne iasă în dură și bucata de la gură, dar să-i dai în loc de pită un calup de dinamită. Cartea a fost scoasă, dar ea avea subtitlu, poezia avea titlu din Lumea colonialismului. Și când a apărut cartea, a văzut, asta nu e vorba de colonialism, asta e vorba de antirusism, antisovietism. Uite, Cărare. Dar era un act de mare curaj. Cărare are cărți, Cărare are proză, Cărare are tot. Păcat că ultimul timp literații noștri și istoricii literari l-au cam uitat, dar o să vină vremea. El a fost un om de mare probitate intelectuală și de mare talent. Spuneați cu ocazia aniversării a 30-a de la independența Republicii, că Republica Moldova s-a născut din start ca un stat falit. Dacă eu am activat în primul parlament... De aici am vrut să ajung. Dacă am activat, știu, cunosc de desubturile acestea toate. La noi mișcarea de renaștere și eliberare națională a fost populară, a fost mișcare maselor și nu s-a bănuit niciodată că va veni timpul când se va destrăma Uniunea Sovietică. Noi am luptat atunci pentru limbă și alfabet și alte libertăți în cadrul sistemului sovietic. Și asta a fost, cum se zice, a pătruns adânc, adânc în masă. Iar când s-a destrămat Uniunea Sovietică a fost absolut neașteptat. Și a venit ca o pară mălăiață în gura lui Nătăfleață. Oamenii n-au știut ce să facă cu această independență și cu această libertate. Dar primul parlament a fost ales dintre intelectuali, din conștiința neamului basarabean, au fost o treime, 129 de deputați erau în fracțiunea Frontului Popular, în care eu am fost un an și jumătate, am fost liderul acestei și știu toate astea. Și această fracțiune a dat tonul activității parlamentului prin votarea suveranității la început, a simbolurilor naționale și când s-a ajuns după un an, după debarcarea lui Druck, pentru că Druck a fost marele reformator, după care el a fost eliminat și au venit alți conformiști. Și după aceea s-a văzut că acest parlament, care era de două treimi, o treime era deputați reformatori naționali români pentru unire, totul a fost mișcare pentru unire. Și când au văzut forțele oculte care ascultau de directivele Moscovei, au hotărât să dizolve parlamentul și l-au dizolvat. El nu și-a dus activitatea atribuțiile până la capăt. Și acei patru au demisionat în frunte cu speakerul Moșanu. Ei au fost forțați. Parlamentul, după un an și jumătate și ceva, nu mai activa, nu mai putea să activeze pentru că era opoziția din interior. Și atunci ei s-au coalizat și au desființat. Și în felul acesta statul, în loc să meargă spre civilizația europeană, spre unire cu România, a rămas în zona de influență a Moscovei și tot ceilalți,
Până și Snegur s-a dat cu agrarienii, pe urmă a venit Lucinski, pe urmă a venit Voronin și a început bramburiala și rătăceala de 30 de ani. Și statul a fost falit, cum spuneai, nu a fost stat, a fost un fel de anexă și de nu știu ce, la cheremul forțelor regimului vechi. Domn Beșlag, ați putea să ne dați detalii din eseele dumneavoastră despre cine și cum a guvernat Moldova? Știu că ați scris, aveți niște esee acolo, dacă nu știu dacă sunt publicate. Când a început mișcările de eliberare națională în toate republicile unionale, se știa încotro o să meargă lucrurile, că ele o să desprindă până la urmă. Pentru că au fost mișcări mari, da, în Baltica, Republicile Baltice, în Kazahstan, au fost mari, în Georgia, au fost lupte, se știa că ele se rup. Și atunci s-a găsit o persoană care a fost promovată, acesta a fost Snegur, care a fost adus din teritoriu, nu era din Comitetul Central, nu era din guvern, nu era din nimic. Și istoricii noștri, în special Igor Cașu, s-au băgat în arhive, în arhivele CC-ului și au găsit documente și mărturii că atunci când a fost promovat, adus de la Bălți, de la organizația agricolă domnul Snegur, membrii vechi, membrii de Comitet Central, Sangheli, Irimei, cine mai era acolo, nu l-acceptau, spune, ce ăsta nu știe, ăsta nu cunoaște politică, ce-a venit el? Și Grosu, care era prim secretar, a bătut cu pumnul masă și a spus, fricați Moscova, asta e de la Moscova. A venit candidatura și voi n-aveți dreptul să protestați sau să-l respingeți. Și el încetșor, cum s-au evoluat, l-au făcut în Parlament, l-au făcut președinte și el a fost cel care a cam ascultat de, nu cam ascultat, dar a ascultat bineșor, de directivele Moscovei. Nu a ținut, a stat, o vreme a fost împreună cu Frontul Popular, pe urmă s-a dezis și a trecut la agrarieni și pe urmă a început războiul de Pinistru și toate poveștile astea. Dar meritul lui a fost că el a convins să voteze independența în 92, în 91, 97 august. Da. Dar cum? Eu bănuiesc și probabil că așa este. Și au arătat-o evenimentele, că după declararea independenței, dar despre momentul independenței ar fi multe de spus, pentru că s-a făcut încercări de a promova unirea. Bucureștiul n-a acceptat. București, Iliescu n-a acceptat. În sfârșit, nu au trecut nici 4 luni sau 3 luni și Snegur este chemat la Alma Ata să pună semnătura pentru intrarea în CSI și el se duce la armata și pune semnătura. Noi, care eram o treime în Parlament, activ, mari erau activi, printre cei mai combativi și mai energici era Lidia Istrati, doamna care îți auzea vocea ei în tot Parlament și în toată Republica. Și când a aflat ea și am aflat noi că Snegur a mers la Alma Ata și a băgat Republica Moldova independentă în CSI, a spus, domn Beșleagă, să mergem să-l întrebăm, cu ce drept s-a dus el și-a pus semnătura? Și ne ducem noi amândoi, merge ea înainte, eu din urmă, vă rog. Și ajungem la biroul lui, dumnealui ne întâmpină, Lidia Istrati întreabă, fără acordul Parlamentului dumneata te-ai dus? Ei, m-am dus și eu acolo. Și de ce ai pus semnătura? Apoi am văzut că toți ceilalți pun semnătura și am pus-o și eu. Și de acolo, gata, s-a terminat, a trecut. Dar, meritul lui este că el a convins să voteze pe
pe nomenclaturiști să voteze independența, primul merit, și al doilea merit la semnarea acordului la Almata, într-anii în CSI, ceea ce îi se pune merit mari, a avut consilieri buni și a exclus din condițiile intrării în CSI relațiile militare, numai economice a votat. Celelalte au acceptat. Nu degeaba rușii s-au băgat în Kazahstan. Au spus că așa este CSI-ul. CSI-ul regula că dacă o republică este nu știu ce, vine celelalte și tot ca la pactul de la Varșovia. Știi cum era? Că dacă într-o țară socialistă se întâmplă ceva, toate țările vin. Așa a fost în Cehoslovacia, așa a fost în Germania, așa a fost în Ungaria. Deci, iar Republica Moldova n-a semnat tratatul ăsta, paragraful sau capitolul de asta. Asta a fost. Și toate astea. Și brambureala asta a durat ani de zile până iată a venit o clasă nouă politică, care este clasă tânără, doamnele noastre, care să repare, sărmanile vine datoria să repare tot ce au stricat cei dinainte. Iată, asta ar fi câteva detalii. Un strop de vin maestro de la partenerul nostru, vinărie maestro. Cum îi zici partenerul nostru? Maestro. Maestro? Da, pentru un maestro. Am revenit astăzi la maestro, la podcastul nostru. Domnul Veșleagă, pentru că vorbisem anterior despre independență. Am vorbit despre independență. Cum s-au schimbat oamenii noștri de la independență încoace? Primul lucru care s-a întâmplat și este evident, nu-l poate contrazice nimeni, oamenii s-au simțit liberi. Neamul nostru, așa e zidit el de Dumnezeu, cum s-a simțit liber, cum a luat-o din loc. Fuga! Uite, asta este o trăsătură. Fuga la moldoveni, că s-au simțit liberi și au fost totdeauna dornici de a profita de libertate. Asta e un instinct ancestral. Au luat-o din loc și dacă e să vorbim mai concret, aproape 1 milion. Asta a fost primul indiciu al libertății oamenilor. Încolo a pornit problemele și dezastru. Nu vedeți cum rămân pământuri, terenuri întregi nelucrate. În paragină. Paragină mare. Ceea ce leagă un neam pe lumea asta este legat de pământul lui. Aici el s-a născut, aici el trăiește, aici el moare. Dar regimul i-a nimicit această legătură cu pământul. Satele noastre au rămas pustiite, case pustii, sute de case într-un sat, oameni plecați, au rămas bătrânii. Tare mă tem că nu într-o sută de ani, dar poate și mai devreme, ele o să dispară. O să dispară satele. Pentru că așa s-a întâmplat în lumea industrializată și civilizată. În America, eu am fost 2 ori, am locuit, acolo nu sunt sate, acolo se ocupă fermierii. Un fermier are 1000 sau 800 de acri, eu am stat de vorbă. Ceilalți, la noi dacă s-ar înrădăcina sau s-ar fi susținut munca fermierilor, pământul valorificat, el ar putea să devină o forță economică, pentru că ceea ce a făcut regimul vechi, regimul totalitar, a menținut economia Republicii Moldova ca o economie de materii prime. Nu a industrializat, dar numai prin industrializare, prin tehnicile moderne se poate. Abia a început să nu știu unde să facă o uzină de computere și s-a terminat cu ea. Și aceea s-a stopat. Acum, cu stânga Nistrului.
Stânga Nistrului s-a știut totdeauna și au simțit-o și diriguitorii Uniunii Sovietici că Basarabia este furată. Basarabia va fi cedată până la urmă, întoarsă. Și când s-au produs, când s-au proiectat mari întreprinderi, le-au plasat în stânga Nistrului. Uzina de la strategic, Râbnița, strategic. Uzina de la Râbnița, stația electrică cu Ciorhan, uite, vezi, au știut și au simțit și s-au făcut. Uite așa. Moldova are șanse de a se reface și economia poate fi conectată și poate fi refăcută numai în cadrul Uniunii Europene, dar în special în cadrul României. Altfel nu există. Nu există. Ea, în mod independent, Republica Moldova, ca forță economică, nu există. Nu are forță, nu are de unde. Noi suntem un popor așezat aici, la marginea Europei, un popor mic, și suntem afectați de moravurile balcanicilor, balcanismul. Balcanismul este în firea noastră. Și așa a fost cu poporul român în general. Poporul român, spre deosebire de cel german și francez, dar și altele, dar la fel ca și popoarele mărunte din Balcani, au un defect, un mare defect. Aici lux și aici mizerie. Lux alături mizerie. Asta au observat-o încă călătorii străini care au venit și au văzut. Iată, asta îi mănâncă pe neamul nostru. De ce? Pentru că nu domină legea. Uite cum au crescut orașele de vile. Ce vile somptuoase, ce vile s-au construit. Pe ce bani? Pe banii mizeriei satelor care se distrug și care se fărâmă. Asta e luxul și acolo mizeria. Satele dispar sau satele se topesc, iar vilele boierilor, magnaților, judecătorilor, a totul ăsta cresc. Uite, asta este o trăsătură. Asta ar fi alături de exod, asta ar fi luxul și mizeria. Dar ne putem pomeni că într-o bună zi Moldova nu va mai fi populație. Per absurdo vorbind. S-a mai întâmplat și cu alte neamuri, mai ales că noi suntem oașchii din neam românesc. Oașchii care suntem puși aici ca să amortizăm oarecum cu Imperiul rușilor. Dar acum s-a întâmplat ceva neobișnuit cu Ucraina. Așa ceva nu s-a așteptat nimeni în lume să se întâmple. Așa ceva este inexplicabil. Eu când am aflat de atacul, de invazie, eu am avut un sentiment organic de repulsie și de greață, că nu m-am așteptat să ajung eu la o vârstă ca asta să fiu martor, când toată lumea merge sau cinstește sau lucrează pentru democrație, să producă asemenea barbarii. Asta e barbarie, asta e exact așa cum se făceau invazia tătaro-mongolilor de la 1241. Asta e barbarie. Asta nu intră nici într-un sistem de gândire, nici într-o logică, nimic. Asta e dezgustător, asta e Doamne ferește. Războiul a trecut într-un fel prin creația dumneavoastră. În mai multe... Dar dacă eu am fost denumit copil al războiului. Absolut. De ce vor oamenii război? De ce? Omenirea este plasată pe pământ. Ea nu este undeva într-un spațiu abstract. Dar pământul. De ce pământul are perioade cu tremure? De ce? Și-am asociat... Am făcut o paralelă între cutremurile pământului și războaiele omenirii, care se produc periodic. Și mi-am zis așa, pământul este o ființă vie. El are inimă, el are viața lui în adâncuri, acolo este un nucleu care clocotește. Așa sunt și războaiele în omenire. Omenirea este o ființă vie. Și dat fiind că există popoare
și există state, ele sunt ființe vii și din când în când izbucnesc războaie. De ce? Pentru că popoarele au la bază tendința de a înghiți alte popoare. Cum au făcut grecii, cum au făcut romanii, cum au făcut britanicii, imperii, colonizări, asimilări, cum au făcut rușii, cum au făcut turcii. Toate imperiile caută să asimileze, pentru că la baza ființei și a vieții este agresiunea. Omenirea i-a glorificat pe marii cuceritori, Alexandru Macedon și Napoleon, mari cuceritori. De ce? De ce? Pentru că ei au fost criminali, ei au omorât. Ei au omorât, ei au ucis, ei s-au devenit mari numai prin forță și mult. Și nu, dar pe de altă parte, era glorificat pe sfinți care s-au retras din lume și au apărat ființa umană. Și acum hai să ne apropiem, cum ziceam, de timpurile noastre. Secolul 20, secolul 2, mari războaie mondiale. Și au urmat acești ani după 90, de 30 de ani de pace și iată a apărut iar un război. Cum naiba, cum dracu, după atâtea victime, după atâta sânge, iar să repete. Știi pentru ce a fost formată Uniunea Europeană? Uniunea Europeană, ideea de Uniune Europeană a apărut încă în secolul XIX. Mințile luminate au proiectat, au visat să ajungă Uniunea Europeană, o forță economică, politică mare, în felul Americii. Pentru că America s-a ridicat, America a avut forță mondială și Uniunea Europeană. Iar în secolul 20 ea a căpătat o altă misiune, atribut, de a pune capăt războaielor. Pentru că toate cele, adică ambele cele două războaie au apărut în Europa. Și primul război mondial în Europa și al doilea război mondial. Acum noi ne-am pomenit cu invazia rușilor în pragul unui al treilea război mondial. Dar paradoxul care este? Că astăzi războiul nu mai poate fi fără arme nucleare. Omenirea a ajuns într-o situație când trebuie să renunțe la războaie. Pentru că este distrugere, autodistrugere, totală distrugere. Despre război am vorbit. Mi se pare că romanul Zbor Frânt, pe care eu îl cunosc încă de la școală, este o lucrare la care personal știu că țineți foarte mult și care este foarte înalt apreciată. Deci eu tot sunt de pe malul Nistrului, știți. Este nespus de actual astăzi. Cei adulți suferă, dar cel mai mult suferă copiii. Copiii care văd cum mor părinților, cum mor buneilor, cum mor... Asta este. Și așa mi-a fost dat mie să văd războiul de la început până la sfârșit, evacuații, nevoi, necazuri. Despre copilărie o să vorbim după o scurtă pauză. Te rog, Sergiu. Domn Beșleagă, sunteți de la Mălăiești, Grigoriopol, din stânga Nistrului. Ați fost numit inițial Adolf. Denumirea asta mi-a fost acordată de taică meu la naștere. El era pur și simplu încântat de nemții în regiunea cărora... El era fan, ca să zicem așa, fanul spiritului gospodăresc al German. Nemților, a culturilor, a știinților. Era, el mergea la muncă la colonia vecină cu satul meu, Kassel se numea, unde făcea un ban pentru că era o familie săracă. Și la nașterea mea mi-a dat acest nume pentru că, zicea el, mi-a explicat că a găsit într-un calendar din zilele când mă nășteam eu,
numele unui savant german, un matematician cu nume de Adolf, și el, ca orice tată tânăr, visa ca eu să devin și eu matematician, să devin savant în felul ăsta. Pe urmă au venit atrocitățile lui Adolf Hitler. Da, dar Adolf Hitler, Führerul, a venit la putere în 33, da, mult mai târziu, deci nu există nicio relație. Dar la retragerea armatei germane, tatăl meu a fost arestat de Gestapo și urma să fie executat. Și el a apelat la numele acesta și în felul ăsta a scăpat. Da, da. Dar a scăpat convențional. El spunea că era bătut cu ciorap plin cu nisip, bătut ca să dea informații despre partizani, despre nu știu ce, care partizani, de unde partizani. Dar numele mi-a fost schimbat de preot când m-am dus la botez. Mama cu bunica în Natalia ne-a dus să mă boteze și preotul era rus. Și a văzut, a cerut document, a văzut nume și a spus că el nu botează cu nume, că e un nume catolic. Catolic. Și mi-a dat numele lui, așa că eu am crescut mai târziu la școală, de acum eram Vladimir. Știu că Vladimir Beșleag a fost un elev exemplar. Ați absolvit în 1950, așa de cel puțin în internetul, școala medie cu medalii de aur. Pe atunci absolut, se dădeau prima medalii. Prima medalie care a fost instituită după război, eu am fost primul medalist în școală. Pe urmă am mai fost și alții. Știați deja că veți deveni scriitor? Când mă întreabă cineva, dar de ce te-ai apucat, dumneata, să scrii cărți? Dar eu zic, dragă meu, întrebarea este complicată, dar răspunsul este simplu. Eu, de când m-am dus la școală, chiar de înainte de a merge la școală, eu am început să citesc. Mama mea m-a învățat de la 5-6 ani, că la școală am mers la 7 ani. Eu citesc. Și când ajung la un moment, când vreau să citesc o carte pe care nu o găsesc, mă apuc și o scris eu. Vin la universitate, la filologie. Universitatea, dragul meu Andrei, era rusificată total. Toate obiectele în rusă, numai limba și literatura și folclor și încă nu știu ce, în românește. Și eu m-am scârbit atât de tare încât am zis, gata, eu nu mai citesc nimic, nicio carte în rusește. Și m-am dus și m-am băgat în biblioteca Republicană, unde acum e biblioteca pentru copii, și am citit toți anii folclor, tot ce era în fondul literar închis, fondul de carte închisă. Și mi-am refăcut matricea de lectură, pentru că acasă eu n-aveam lecturi. Al doilea moment a fost foarte interesant. Eu care scriam poezioare și am venit student în 50, am avut ocazia să-l cunosc pe Vitalie Filip, poet, care a făcut școală românească, care a făcut și avea o limbă foarte evoluată, foarte exactă, foarte înflorită. Când am văzut eu ce frumos limbă, ce stil are el, am zis, gata, eu nu mai scriu poezii. Și m-am recalificat la proză și am început să scriu povestioare pentru copii. Ați fost singurul copil la părinți. Da, eu am fost singurul copil și singurul și totdeauna mi-am dorit mai mult, dar nu am avut. Uite așa. Mama și tata n-au fost mult timp împreună. Ei au divorțat când aveam eu 4 ani. Într-un material despre lucruri mai puțin știute despre Vladimir Beșleagă, pe care l-a scris jurnalistul și editorul Gheorghe Rizanu și scriitorul Gheorghe Rizanu, citim. Un bărbat pleacă din casă când se desparte de nevasta doar cu patefonul. Era vorba de tatăl dumneavoastră. În una din plecări, Vasile Beșleag a luat într-o mână patefonul, în cealaltă pe Adolf, erați încă Adolf, la poartă i-a oferit o opțiune feciorului. Mergi cu mine sau rămâi cu mama aia? Adolf a preferat să rămână cu mama. Și atunci tatăl i-a dat cu patefonul în cap. De atunci Vladimir Beșleagă a început să prețuiască muzica. E doar o glumă sau un fel de a spune? De fapt, eu am fost fascinat de muzică din copilărie. Și când a avut loc acest eveniment cu patifonul în cap, eu făceam o glumă.
că de atunci eu am îndrăgit muzica și mai adăugam un detaliu. Și consider că muzica este arta supremă a lumii, pentru că ea se bazează pe melodie, iar melodia nu este altceva decât vibrație sau unde, ceea ce în mistica islamică se spune că formează esența vieții. Undele islamii n-au fost proști. Ei au prins de la filozofii greci, la tot spune. S-au înțeles, spun așa, că tot în lumea asta este gând și lumină. Gând și lumină. Celelalte toate sunt secundare. Iar muzica este expresia vibrației și a gândului și a luminii, care este arta generală. Iar zeul muzicii este Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian. Ei, asta e discutabil. Da, după gust. După asta e. Asta e. Mama Eugenia a fost pentru dumneavoastră și rămâne icoană sfântă, chiar dacă nu mai este în viață. Cum era mama dumneavoastră? În câteva cuvinte doar. Ea a fost o cunoscătoare de folclor, de înțelepciune populară, n-a făcut școală deloc, dar știa mai mult decât cei cu școală medie. Asta e chipul ei, fotografia ei, da? Tinerețe. Ghineț Poponeț, așa mă salutai tu, dulce mamă, a mea dimineața când te întorceai de afară, da, de la treburile prin gospodărie și mă găsești șezând pe cuptor. Da. Ce frumusețe! Ce... Pentru mama! Pentru mama! Pentru mama! Spiritul ei este... Pentru spiritul mamei. Este prima mea dragoste, mama. Dar când am murit, eu am venit singur, m-am culcat în patul părinților mei și toată noaptea m-am zvârcolit și la un moment dat scândurile de sub mine s-au dărâmat și s-au distrus și eu am căzut la pământ cu toate cele peste mine și nu știam ce s-a întâmplat cu mine. Și când am deschis ochii, m-am dus și am aprins lumina, am văzut de la pat spre ușă urme pe vopseaua, pe podele, urme. Așa, urme. Și omenești? Da. Și zic, mama mea a fost la mine. Mama mea a fost la mine. Și nu știu dacă erau urmele celea reale sau erau imaginare sau erau nu știu ce. Asta a fost. Am vorbit despre sat, despre tata, despre mama, despre dragoste lui Vladimir Beșleagă n-am vorbit. Ați spus odată că sunteți un soț model, că faceți orice pe lângă clasă. Nu eu am spus că sunt un soț. Doamna mea, noi acum suntem ambii la vârsta mare. Eu am 90 pe 91, dumneai are 87 pe 88. Ea e 34. Sunt momente în gospodărie cu tare slăbiciuni, dar împărțim obligațiile gospodărești egale și la unul și la altul. Și dânsa, când a văzut că eu o ajut, că nu reușește ea, eu îi spun așa, draga Alexandra sau Sanda, eu am fost la mama mea și băiat și fată. Eu știu să fac și cutare și cutare. Eu știu să fac bucătării, știu să fac curățenii, știu să fac piață, știu să fac toate. Dacă e vorba de soț, de model, dar dacă ai vorbit de dragoste, dragoste este ceva absolut enigmatic. Eu nu știu alții cum... Voi, dumneavoastră, v-ați iubit ambele soții? Absolut. Pe ambele le-ați luat din dragoste? Absolut din dragoste. Niciodată nimeni nu știe cum vine dragostea. Niciodată nimeni și nici nu-i dat să știe. Și nici nu trebuie să știe. Nici nu trebuie să știe. Pentru că asta este un dar ceresc. Dar de la Dumnezeu. Pentru dragoste. Și pe urmă sunt povestiți cei cu dragostea. Ura! Mulțumim frumos partenerului Maestro, vinăriei Maestro, pentru că este alături de noi în momentul în care ciocnim pentru dragoste cu acest minunat om, Vladimir Beșleagă. Ura! Am revenit la podcastul nostru în dialog cu Vladimir Beșleagă. Am impresia că discut nu cu un om, ci cu o enciclopedie.
care, uite, s-a deschis și îmi vorbește cu glas de om despre toate pe lume. Acum, maestre, spuneți-mi de dragoste, ce e ce nu știu eu, ce e ce nu știe toată lumea care ne vizionează? Există dragoste prin văz și dragoste prin auz, prin ceva. Și există o teorie că există două genuri de arte, arte vizuale și arte auditive. Și cele superioare sunt artele auditive, nu cele vizuale. Și sunteți de acord cu această teorie? Nu că eu, asta nu depinde de mine, sunt că nu sunt, mulți ani și sănătate. Băi, ce mulți bun vino! Eu cred că ne descurcăm. Încă un compliment vinăriei maestru de la maestrul Vladimir Beșleagă. Despre copii și nepoți, spuneți-ne. Ai cui copii? Ai dumneavoastră. Știu că aveți o fiică. Am o fiică. De la care aveți și nepoți și strănepoți. Despre Alexandru am vorbit, Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l odihnească. Noi am fost prieteni cu mama ei 9 ani. Din școală, în studenții, ne-am căsătorit după 9 ani. Și ea este primul rod al dragostei noastre. Ce este remarcabil? Da. După plecarea părinților mei, eu am avut grijă de casă și de gospodărie și de pământ lângă casă. Când eu nu mai puteam să lucrez, am observat că ea s-a atașat foarte mult de pământ de casă și ține casa ea, deși e orășancă, deși are fiică la Cluj și nepoți la Cluj. Ce povești sau ce istorii le spune bunicul și străbunicul Vladimir Beșleagă nepoților și strănepoților? Eu? Da. Uite, asta e povestea cea mai tristă. Că strănepoții mei nu sunt cu mine. Ei sunt Margareta, nepoata, căsătorită cu un sorocean sau cu unul de la Soroca, da? Și ei amândoi s-au stabilit la Cluj. Așa că strănepotul meu, Patrick îi spune, e la Cluj. Are vara asta face 18 ani. Oh. Eu numai copiilor mei. Dar vă cunoaște? Da, sigur că ne vedem, ne cunoaștem, ne vedem, dar nu e cu mine. Ce fi fost el cu mine, făceam eu o educație. Dar îl făcea scriitor? Nu știu dacă scriitor, dar îl deprindeam la carte. Ați vorbit de copii și mi-am amintit, am avut cu dumneavoastră nu de mult o întâlnire la o manifestare publică cu copii, copii talentați. Și țin minte că în timp ce un băiețel cânta Inimă de mamă, cântecul lui Ion Alde Teodorovici pe versuri de Dumitru Matkovski, ați început a plânge, v-ați ridicat în toiul cântecului și l-ați cuprins, l-ați îmbrățișat pe băiat și ați plâns. Ce v-a sensibilizat? Domnul meu, eu l-am cunoscut pe Ion Doina, pe Ion Alde Teodorovici, foarte frumos. L-am cunoscut cu Dumitru Matkovski. Mi-a trezit atâtea amintiri și atâtea frumuseți. Ambii au fost ființe tragice. Cu ei s-a răfuit sistemul. Și Ion și Doina au fost asasinați politici. Ei au fost cei care au cântat suveranitatea și independența. Ambii au fost omorâți de forțele oculte și negri. Așa cum Matkovski a fost ucis de la Vranciuc, pentru că ea l-a biruit, l-a învins în alegerile din Parlamentul Uniunii Sovietice, știi de destinul lui Matkovski. Matkovski a fost așa. El a fost redactor la revista Basarabia. A publicat materiale de mare critică și a fost propus candidat în deputați pentru Congresul Popoarelor de la Moscova. Și candidat pe zona Rezinei. Pe zona aceea, circumscripția aceea, candidat la Vranciuc, șeful securității de la Chișinău. Era anul 90, nu? 89. 89, da, pe atunci, da. Și eu
grație unei doamne de mare clasă, care nu mai este în viață, Nadejda Brânzan, am participat la campania electorală și am susținut candidatura lui Dumitru Matkovski și el a învins, l-a învins pe Tartaru de la Vranciuc și ăsta nu l-a iertat. Și i-a organizat accident în care era să fie asasinat, dar a supraviețuit. Sunt probe? A? Sunt probe? Absolut, ce să mai vorbim. Absolut. Ca să nu aducem învinuiri de șarte, pentru că ne ascultă o lume și... El l-a eliberat pe un pușcăriaș care i-a dat. Eu știu asta de la Matkovski, din gura lui Matkovski. Uh-huh. Că autobusul care... Matkovski mergea cu mașina lui spre satul Mereni, unii satul nevestei lui. I s-a defectat mașina. Dar cum s-a defectat? I-a fost organizat defectarea. Eu știu și cine i-a făcut-o. Și este persoana aceea. Și acela a venit înapoi la garaj, l-a luat pe un prieten să-l ia la remorcă. Și când el s-a plecat să lege odgonul de o mașină de alta, vine acela cu autobuzul, cu autocarul și îl tamponează și fracturează baza craniului. Da, știu, știu. Prin minune a scăpat. Dar multe, multe, o poveste, eu am scris despre lucrul ăsta. O să fie o carte în care eu descriu lucrurile astea. Și Matkovski a supraviețuit, l-a ajutat Dumnezeu. Și când l-am auzit eu pe copilul acela cântând inimă de tată, inimă de mamă, m-au umplut lăcrimile, pentru că știu că Ion și Doina au fost asasinați, ca și Grigore Vieru. Grigore Vieru tot a fost asasinat. Da, da. Și nu numai el. Și Gheorghe Ghimpă a asasinat. Și alții, și alții. Asta încă nu se pot descoperi secretele și crimele, pentru că documentele de la Arhiva Securității sunt furate și duse la Tiraspol sau la Moscova. Nimeni nu știe. Toate sunt furate. Mergeți des la întâlniri cu copiii, cu cititorii. Ce vă întreabă de cele mai multe ori? Despre cărți. De ce v-ați făcut scriitor? Eu am spus că eu sunt în primul rând un cititor și abia după aceea un scriitor. Sfatul meu este așa, scurt. Întâi și întâi, școala vă învață să cunoașteți lumea din afară. Istorie, fizică, geometrie, geografie, limbă cu tare. Dar nu vă învață cum să vă cunoașteți pe voi înșivă. Pentru că numai cunoscându-te pe tine însuți, poți să îți dai seama ce ești tu și să-ți găsești locul în viață. Al doilea lucru, să-ți alegi vocația și drumul în viață. Să știi cum să ți-l alegi. Și în al treilea lucru, ca să reușești în viață, când ai să ajungi la sfârșitul vieții, să știi pentru ce ai trăit și ce ai făcut, ca să nu regreți. Vorbeați mai devreme despre martiri, despre Grigore Vieru, despre Matkovski, Dumitru Matkovski, despre Ion Aldea Teodorovici, despre Simeon Ghimpu. Dumneavoastră ați fost mereu un ochi, un spin în ochii puterii. În 56 sau în 59, după un articol în Chipăruș, cum se numea el? 59. De ce suntem limitați, da? Da. Știu că Comitetul Central al Partidului Comunist din Moldova atunci v-a declarat, acest material antisovietic. Știu că ați fost concediați atunci mai mulți. Cum ați suportat aceste persecuții? Pentru că sunt niște persecuții. Scurt. Am făcut universitatea și vroiam să merg în jurnalistică. Da. Și am intrat la Comisia de Repartizare la serviciu după absolvirea universității și îmi spune, dumneata trebuie să rămâi la doctorantură. Zic, nu, eu am înțelegere cu un redactor de revistă și de ziar și merg jurnalist. Trebuie să câștig un ban, că nu știu ce, nu știu ce. Și am ieșit. A doua oară intră și iar îmi spune, zic, nu,
Nu, că noi am vorbit cu acel redactor, gata, de la Comitet Central, a spus că nu te ia la lucru. Și atunci eu n-am avut încotro și am rămas la doctorantură. Am rămas la doctorantură și am avut teza de studiu conform ideii lui Vasile Coroban, Liviu Rebreanu. Liviu Rebreanu. Am început să lucrez la Liviu Rebreanu, am lucrat în biblioteci și tot. Între timp se schimbă relațiile cu România. Teza mea este rebutată. Eu sunt expulzat de la doctorantură, dat afară de la cămin. Și umblu brambura, eram familist, de acum mă căsătorisem, avem copil, Stella. Și mă culege Petru Zadnipru, redactor la Chipăruș, și îmi dă un loc de muncă și eu lucrez acolo, începând din 58 până în 59. În 59, în august, Zadnipru pleacă în concediu, noi, satiricii, facem un număr bombă. Eram mai mult și eu scriu un text și îmi bat joc de toată Academia. Că Academia este conformistă, că Academia este dogmatizată, că Academia e așa. Și ajunge acest număr de revistă la ochii atenți și ăsta prudenți, ajunge la ăsta, este convocat redactorul din concediu și pe noi, el este destituit, pe noi ne dă afară, rămânem șomeri. Deci după expulzare de la universitate, expulzare de la Chipăruș. Umblu iar pe drumuri, locuiesc la cămin, dar cum locuiesc la căminul studențesc? Că n-avem gazdă. Intru pe fereastră, dorm la colegii mei pe fereastră, dar căminul era vis-a-vis de pușcărie, acolo căminul. Se găsește un bun de la Comitet Central și mă recomandă la Academie să mă ia la servici, că n-avem salariu, n-avem gazdă, n-avem masă. Mă ia în ianuarie 60, lucrez 2 luni, zicea că omul ăsta a făcut doctorantură, a ținut examene, știi, materie. Încep eu să lucrez, de 8 martie se face Ziua Femeilor, împreună cu Coroban și cu alți colegi, vine cineva și la ușă mă cheamă, vin încoace, zice, te cheamă prezidentul Academiei, Gros. Mă duc la Gros, intru în birou, nu știu ce, dumneata trebuie să faci cerere de plecare. De ce? Noi te-am primit la lucru, dar nu știam că ești naționalist. Și a treia oară mă arunc în stradă. Ia că așa a fost destinul meu, cu Chipărușul și cu toate. Asta ai vrut să știi? Nu, am vrut să știu cum ați rezistat după atâtea șuturi. Rezistat? Chiar și eu nu știu cum am rezistat. Eu probabil că eram conștient că toate astea sunt trecătoare, că toate astea sunt absurdități și aiureli. Afară de asta, ascultam de vocea interioară, să nu mă las, să nu mă panichez și să muncesc. Câte cărți aveți publicate? Nu le-am numărat, dar... Nu cred că nu le-ați numărat. Dumneavoastră care sunteți foarte pedant, care notați... Nu sunt pedant. La cărți nu sunt. Pot numai să spun așa, că în anii de epidemie, 4 cărți am editat pe propriile mele cheltuiali, speze, așa se spune, propriile speze, propria finanțare. La noi, la scriitori, așa, odată la 3 ani, Ministerul Culturii îți finanțează o carte. Eu n-am timp să aștept odată la 3 ani. Eu am cărți, am lucruri interesante, trebuie să le editez eu. Că după ce vorba aia, altcineva, cine știe. Da. Și am editat în tiraje mai mici, mai nu știu cum. Știi ce spune critica de specialitate despre creația dumneavoastră? Cam știu, dar... Drumul spre literatură. Fără cunoașterea istoriei societății și a regimului totalitar, fără cunoașterea background-ului anilor 60-80,
este imposibilă receptarea adecvată a operelui Vladimir Beșleag. Asta ce înseamnă? Că pentru a lua o carte de-a lui Beșleag să o citim, asta spune Alexandru Burlacu. Burlacu a fost și rămâne unul dintre exegeții care s-au ocupat de cărțile mele. Ce valorează tu dacă tu nu te înscrii în epocă? Asta este convingerea mea. Poate că altcineva poate zici, crede că nu, scriitorul este altceva, cu totul altceva. Absolut. Nu, eu am o dispută veche cu Mircea Veciobanu. Mircea Veciobanu spune așa și declară categoric că orice carte a unui autor se naște din alte cărți. Auzi tu? Din alte cărți. Dar eu zic nu. Orice carte a unui autor se naște din propria lui viață, din propria lui existență. Eu nu cred într-un autor care este o pușlamașă, o canalie, care a scris o carte și a scris o carte bună, de valoare. Nu cred, niciodată. Dacă omul a fost o cutră în viața lui, el nu poate să scrie și eu nu lui crede niciodată în cărțile lui. Eu totdeauna confrunt opera cu omul. Omul trăiește viața lui și opera lui este expresia vieții lui. Prin asta. Cei care ne urmăresc ar putea să vă întrebe din ce trăiește, din ce există astăzi scriitorul Vladimir Beșleagă? Numai din ceea ce scrie? Domnule Andrei, da. Astăzi opera scrisă nu aduce nimic trai, viață. Nu aduce nimic. Azi nu există onorare. Știi de asta? Aflu de la dumneavoastră. Nu. Astăzi autorul plătește cărțile ca să se editeze. Eu plătesc. Păi trebuie să fiți milionar, înseamnă că. Da. Ce sunt eu ca milionar? Acum și am să-ți spun din ce trăiesc eu. În primul rând, eu sunt un om foarte modest și nepretențios. Eu mă mulțumesc cu puținul. Dar am avut norocul să fiu deputat. În perioada anului 90, un grup de intelectuali din Mingir m-au propus în Parlament. Ei aveau acolo un președinte de colhoz pe care îl detestau, aveau un nu știu ce. Eu am concurat cu acei doi și i-am bătut în prima și în a doua repriză. Și am fost deputat. Și am ajuns cu pensie de deputat. Pensia de deputat a fost 6.000, și apoi a fost 8.000, și apoi a fost nu știu cât și tot așa. Acum eu mă gândeam, măi, da, am eu dreptul la pensia asta? N-am dreptul. Dar pe de altă parte, nevastă mea știe cât are? 2.000 de lei. A lucrat în medicină nu știu câți ani. Dar fiica mea știe cât are? 1.800 pensii. Zic, de acum poate mă crede Dumnezeu că nu e numai pentru mine, dar pentru nevastă mea că n-are numai 2.000. Și numai pentru asta. Ia că ți-am răspuns sincer și curat. Și mulțumesc pentru sinceritate. Domnul Beșleagă. Băi, dar ai de gând să mă mai discoș încă? Nu vă discos eu. De data asta trebuie să mă discoaseți dumneavoastră. Avem o rubrică care se numește 3 întrebări pe care trebuie să mi le adresați dumneavoastră mie, indiferent de ce domeniu. Da? Numai nu mă întrebați lucruri prea complicate, bine? Ce spun? Nu mă întrebați lucruri prea complicate. Complicate? Da. O clipă, numai o clipă, o clipă. Băi, ce vin bun la... Dar cum se numește el? Maestro! De asta este! Da! Podcastul Maestro, cu partenerul nostru, Maestro Wine. Maestro Wine, excelența are nume. Astăzi, excelența are nume Vladimir Beșleagă. După o repriză muzicală, revenim cu ultimul capitol al întâlnirii noastre. Cele 3 întrebări de la invitat. Vă rog să-mi adresați 3 întrebări. Mi-au și o foaie să-mi notez. Dar foarte complicate. Nu complicate, vă rog. Vreau, eu glumesc. Vreau să știu întâi și întâi ce facultate ați absolvit ca să știu cum să-mi direcționez. Jurnalistica.
A, sunteți jurnalist, coleg de suferință. Și actor sunt. Și actorie. Da. Actorie fără profesie, fără. Cum fără profesie? Actor. Adică nu facultate de actorie. Facultatea. Sau... A, facultate. Eu tare mult mă gândesc și de multe ori mă gândesc și te-aș ruga să-mi ajut sau să-mi spui părerea dumitale. De ce mi se ia vederea, mi se reduce vederea în afară, ca să mi se deschidă vederea în interior, să văd ce sunt eu, ce am fost eu? De ce mi se astupă urechile? Pentru că am auzit destul. Vreau să aud și spune sufletul meu. Asta este. Acum vreau să te întreb. Cum îți pare, dumitale, omul de astăzi? Cum a evoluat el? Încotro a evoluat el? Cu toată tehnica, cu toate televizoarele, cu telefoanele, cu mașinile, cu rachetele, cu toate astea. Ce e cu omul de astăzi? Încotro merge el? Ce îl așteaptă? Ce... Pentru că el, mie îmi pare că este o mare rătăcire, o mare sărăcie de omenie, de toate astea. Poate eu greșesc. Vreau să mă dumirești, dumneata. Ce-i cu omul de astăzi? Cum percepe el lumea? Ce vrea el? Ce încotro năzuiește? Încotro merge? Ca să știu când a să sune ultimul ceas, ce rămâne în urma mea? Pentru că eu uneori am scris așa. Bine, bine, eu am trăit, eu mor. Eu am încheiat. Dar voi rămâneți. Dar voi o să vă descurcați? Dar cum o să vă descurcați? Domnul Beșleagă. Asta e o întrebare. Vreau să vă întristez. Cum îmi spui? După dumneavoastră, soarele nu se va opri. Sigur că da. Nici sigur, luna nu se va opri. Totul merge mai departe. Nistru va curge în direcția lui și da, se va vărsa da. Marea Neagră. Nu, dar eu vreau să știu cum este lumea de astăzi și cum... Lumea de astăzi este așa cum suntem și noi. Lumea de astăzi este așa cum... Lumea este precum este și ca lumea suntem dar noi. Dar nu m-am gândit la asta acum. M-am gândit la faptul că lumea este chiar așa cum suntem și să învinuim astăzi oamenii că nu sunt mai răi, nu mai buni, nu cred că e cazul. Nu învinuiesc. Eu nu învinuiesc. Eu sunt sigur că oamenii au degradat din punct de vedere spiritual și totodată s-au apropiat mai mult de Dumnezeu. Cu și s-au apropiat de Dumnezeu? Oamenii. Dar știi ce este Dumnezeu? Ce este Dumnezeu? Dumnezeu este trăirea în natură, în conformitate cu natura. Dar oamenii s-au îndepărtat de natură și dacă s-au îndepărtat de natură, înseamnă că s-au îndepărtat de Dumnezeu. Nu, eu mă refeream de fapt la credință, dar dacă nu credeți credința, așa problema... Nu în sens de credință, nu credință. Uite, doamna Maria Șleachtițchi a participat la o discuție a romanului Basarabean Postbelic la București. Da. Și a ales 5 romane de la noi, printre care și al meu și un roman al lui Druță, Biserica Albă. Și a făcut o recenzie Bogdan Crețu de la Iași și a spus că Ion Druță în romanul lui pune mai sus, mai presus credința decât identitatea națională. Știi ce e asta? Pentru că există două lucruri mari. Omul, că tu ești român sau tu ești creștin. Cum spuneau pe vremuri, poți să fii om de plin fără să fii creștin. Așa era o vorbă. Ce este mai presus? Identitatea națională sau credința? Și de ce Druță s-a dus și locuiește la Moscova? Și el se face părtaș la invazia rușilor, fiind acolo sub ascultarea lui Kiril. Pentru că a pus mai presus credința decât identitatea națională. Decât identitatea. Că el a spus că eu mă cobor din căruța națiunii. Spune-mi, te rog, eu greșesc dacă eu nu cobor din națiunii. Da, dar în toată creația care... Ce e credința? Mai sus credința sau identitatea națională? Nu cred că este mai sus niciuna, nici alta. Eu le pun pe același cântar.
spune-mi, te rog, ce e cu omul astăzi? Nu poți fi un român adevărat dacă nu ești, dacă nu ai credință în suflet, și invers. Nu poți fi un creștin adevărat dacă nu ții la poporul tău, la națiunea ta. Ce este omul fără popor? Nimic. 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 Dacă considerați că generația de astăzi e lipsită de viitor, este seacă, este searbădă, este, nu știu, aberantă. Nu. Nu mai are rost să scriem cărți, pentru cine le scriem? Nu e adevărat. E o întrebare superfluă, așa este un cuvânt. Nu se pune problema niciodată. Noi suntem eterni, noi suntem nemuritori. Noi am rezistat la atâtea mizerii și atâtea porcării și atâtea greutăți și am rezistat și am ieșit frumoși și curaj. Și de aici o să ieșim. Așa. Niciodată. Neamul nostru a fost un neam fantastic de rezistență în greutăți, dar toate le învingem pentru că suntem protejați de Dumnezeu. Tot dumneavoastră spuneați că omul învinge totul, chiar dacă știe că este muritor. Da. A doua întrebare. Da. Cum influențează viteza vieții de astăzi percepția lumii la om? Așa. Pentru că totul se face rapid, totul se face grăbit. Nimic nu se coace pe lume decât atunci când se coace încet. Domn Beșleagă, dumneavoastră puneți întrebare și tot dumneavoastră răspundeți. Și în primul caz și în al doilea. Așa-mi trebuie. Așa-mi trebuie, dacă sunt om deștept. Este adevărat. Astăzi, cum influențează? Rău influențează. Pentru că oamenii se obișnuiesc să trăiască repede. Oamenii tot mai des spun că zboară timpul, zboară timpul, nu mai observăm când zboară, pentru că ne-am obișnuit să muncim și să trăim repede. Asta e rău? Nu știu dacă e bine. Așa nu știu dacă este foarte rău. Așa e viteza istoriei. Așa. Ceea ce altădată se făcea în sute de ani, acum se face în decenii, în câteva decenii. Poate așa trebuie. Imperiul Bizantin a durat 800 de ani. Imperiul Țarist a durat 300 de ani și Imperiul Sobotic Bolșevic 70 de ani. Imperiul lui Putin o să dureră 20 de ani sau 30 de ani. Dar spuneați că nu sunteți profet. Prieteni, astăzi la podcastul Maestro nu e doar un simplu scriitor, nu e doar o enciclopedie de om, nu este doar un longeviv plin de viață, cu memorie fenomenală, cu spirit treaz, este pur și simplu un fenomen în carne și oase. Vladimir Beșleagă. Domnul Beșleagă, sunteți norocos? Am noroc. Deși cam șchiop, dar e noroc. Hai să vedem în câte picioare șchiopătează norocul dumneavoastră în continuare. Deci o să vă dau un zar, o să-l aruncați, și în funcție de câte puncte aveți acolo, aveți un cadou de la partenerul nostru. De acord? Dacă zici dumneata, mă conformez. Ați spus că îi zicem Alia. Alia, Alia iacta est. Alia iacta est. Zarul este aruncat. Cine produce tălmăcirea? Noi o producem acum. Voi? Da. Da, poți să-l arunc în sus? Să nu spargeți acoperișul, vă rog. Da, numai jos? Da, așa, ca el să se rotească. Hai, vă rog. Dacă-l arunc în sus. Aruncați-l cum vreți. Ură! 6! Astăzi la podcastul Maestro, împreună cu Maestro Wine, împreună cu Teatrul Alexei Matievici, împreună cu Sergiu Țurcanu la clapă, am avut un om foarte drag și scump. Acest fenomen pe nume Vladimir Beșleagă, cărțile căruia le citim și gândurile căruia le prindem cu urechea și cu sufletul și ne aplecăm, firește, urechea la ceea ce auzim,
pentru că sunt gânduri de o profunzime deosebită. Mă fascinați, domnul Beșleagă, prin memoria dumneavoastră, prin faptul că sunteți atât de prezent, fiind cu un background atât de bogat și cu o istorie atât de bogată. Să vă dea Dumnezeu sănătate în toți anii jubileari pe care o să îi împliniți. Da. Și aveți acum o ocazie frumoasă să vă uitați acolo în cameră și să rosteți un toast pentru toți urmăritorii noștri. Așa. În primul rând mă bucur, în special pentru cei care au rezistat la acest dialog al nostru, care a fost o confesiune, pentru că eu sunt omul care mă deschid. Sunt un om care mă deschid și mă dăruiesc și spun așa cum a fost. Nu inventez, nu înfrumusețez, pentru că acelea nu o să fie crezute. Afară de asta, mă bucur enorm pentru domnul Andrei, care are darul de a modera un dialog, o discuție, o deschidere. Îl cunosc de mult și este o personalitate marcantă a vieții noastre culturale și a manifestărilor noastre. Mă bucur. Vă mulțumesc. De ce am răspuns la invitații, deși sunt... Ieri am avut o zi foarte grea, nu știam, nu credeam că o să rezist, dar am rezistat. M-am rugat lui Dumnezeu, m-a ajutat, am dormit mai bine și azi am rezistat la maratonul nostru. Nu știu cât a durat el, o oră, două. La tirul meu de întrebări. Da. Mulțumesc frumos și vă doresc sănătate și întâlniri frumoase. Sănătate și celor care au fost alături de noi astăzi, până la noi întâlniri. Mulțumesc!